venit la starea sănătății, Dragoș Pătraru sunt eu, iar voi... Ați început școala? Ați luat-o de coadă? Așa se spunea când eram eu mic. Adică așa ziceau adulții de atunci. Stresul naibii, nu? Cu școala asta. Pentru că am traversat dimineață un oraș plin cu oameni care mergeau la deschiderea anului școlar, mi-am permis să fiu foarte atent, na, mai mult stăteam, la limbajul corporal al părinților și al copiilor. Mai ales mamele erau, cum să zic eu ca să nu jignesc pe nimeni, foarte, foarte aranjate. Multe cred că au fost la nunți pentru care nu s-au gătit atât. Florile nu lipseau, bineînțeles, nu scăpăm de porcăria asta cu florile, cu buchetele imense sau cu alea mici, dar mai scumpe. În timp ce copiii erau mai degrabă plictisiți, nervoși, supărați că merg la școală. Îi supărat. Ceea ce spune multe despre percepția pe care copiii o au despre școală. Vedeți? Asta e o discuție foarte importantă care nu se face în școlile și în casele din România. De ce e ok să înveți? Cu ce te ajută că înveți și că îți dai silința? Cât de bună ar putea fi viața ta dacă înveți, și cât de rea va fi sigur dacă nu înveți? De ce e important pentru omul care vei deveni să fii curios? Să-ți cultivi spiritul critic, să-ți duci atenția către lucrurile care te vor ajuta să te dezvolți pentru a ajunge în punctul în care să poți lua decizii bune pentru tine și pentru cei din jur. Haide, domne, înțelege copilul chestiile astea de încărți. Da, copilul le înțelege. Prin joc, prin exercițiu metodic potrivit. Problema e la noi. La părinții care nu înțeleg, la profesorii care nu înțeleg asta. Și fac școala un iad. Pentru copii. Situația la noi cu școala a fost gravă. Acum e dezastruoasă. Potrivit World Vision, 75% dintre profesori se simt foarte pregătiți pentru nou an școlar. Doar 25% dintre elevi sunt de aceeași părere că sunt și ei pregătiți pentru nou an școlar. Nu au fost întrebați părinții. Cei mai mulți dintre ei, săracii, au fost nevoiți să bage adânc mâna în buzunar pentru școala asta gratuită din România. Eu am traversat astăzi, cum spuneam, un oraș și un sat lipit de oraș. În mediul rural, însă, în România, e jale, în cele mai multe locuri. Iată cum stau lucrurile. Potrivit Europa Liberă, un sfert dintre copiii României nu sunt la școală. În mediul rural, unul din trei copii a abandonat școala. De aici pornim cu discuția despre educație. Dar despre subiectul ăsta, mai multe, la starea nației, pe celălalt canal al nostru. Ok, scuze pentru introducerea cam lungă. Fie că sunteți elevi, studenți, părinți sau bunici, m-am gândit să facem azi, în prima zi de școală, un fel de ghid care să ajute toate părțile implicate în actul de educație să lucreze bine împreună pentru binele copilului. Văd câțiva bunici cu sprânceana ridicată, nu vă uitați așa. Nu vă uitați așa, dragi bunici, că multe probleme pleacă de la voi. Și nu mă refer doar la tradiționalul răsfăț, ci și la ceea ce le dați să mănânce nepoților. Bun, suntem la Starea Sănătății, un proiect sprijinit integral de cetățeni, unde abordăm sănătatea sub toate aspectele ei pentru a vă ajuta să luați decizii în cunoștință de cauză pentru voi și pentru ceilalți. Analizăm aici alegerile mici pe care fiecare dintre noi le face în viața de zi cu zi, dar care adunate duc pe un drum mai bun către niște. Ultim 20-25 de ani de viață trăiți din plin. Sigur, atunci când aceste alegeri sunt corecte. Că de dat colțul vorba, îl dăm cu toții pe la 75 de bețe. Important e dacă am avut și ceva viață în ultimii 25 de ani. Dacă începem să ne uităm așa la problemă, din această perspectivă. E foarte, foarte posibil ca mulți dintre voi să înceapă să fie preocupați de sănătate la timp, nu doar atunci când corpul deja dă semne că nu mai poate. Începerea noului an școlar e o sursă de stres în sine, atât pentru copii cât și pentru părinți. Numai cine n-a ieșit din casă în luna august n-a văzut rafturile magazinelor doldora de rechizite, haine și alte produse pe care marketingul le înghesuie acolo la grămadă pe gâtul părinților prin campania Back to School. Și e de înțeles această goană într-o anumită măsură. Vrei ca al tău copil să aibă tot ce trebuie pentru a-și atinge potențialul. Dar cel mai important, vrei să nu fie mai prejos decât alții. E și aici o discuție pe care o evităm, pentru că suntem educați să căutăm salvări personale și când le obținem, ceilalți ducă-se. Nu mai contează. Pe ceilalți să se descurce, domne, și ei. Păi noi cum am putut, nu? E, asta zic oamenii răi, obtuzi. Ce domne, eu cum am reușit? Să muncească și ei! Toate bifele pe care părinții trebuie să le pună pe liste foarte lungi la începutul anului școlar sunt și ele niște alegeri pe care oamenii le fac în funcție de cât de bine sunt informați, în funcție de infrastructura pe care o au la dispoziție și, cel mai important, în funcție de bugetul disponibil. Și. Aici e cea mai mare dramă. Că de multe ori ne bucurăm la lucruri foarte, foarte ieftine pentru că bugetul e foarte limitat. Doar că aflăm mai târziu că atât dai, atât face. Sau mai rău, ajungem să ne otrăvim copiii cu bună știință. O să vă explic imediat cum. Nu mă înțelegeți greșit. E crucial ca fiecare copil să aibă cele necesare pentru școală, nu doar la începutul anului școlar, ci pe tot parcursul anului. Există studii, precum cel al lui Sebastian Zoc, care indică o legătură directă între nivelul socioeconomic al familiei și rezultatele obținute de copii la testele pisa. Deși nu e cel mai important criteriu a avea toate materialele necesare, de la cele elementare, precum caiete și ustensile de scris, până la a avea un birou, un computer, un scaun foarte bun. Toate astea pot oferi un start excelent. Iar un start bun în școală poate face diferența între a termina o formă de învățământ sau a abandona școala. Din acest motiv, proiecte precum Casa Bună, Proiectul lui Valeriu Nicolae. Astfel de proiecte sunt atât de importante, chiar dacă atenție, ele nu pot compensa lipsa de interes a statului. Dar măcar mai reduc din inegalitățile care, zi după zi, pot aduce un copil la concluzia că școala nah, nu e pentru el. Mulți cred că abandonul școlar e o alegere. Când, de fapt, de cele mai multe ori. E pur și simplu o consecință a neajunsurilor. Câți dintre noi n-am avut un coleg care n-avea rechizite sau haine noi vreodată? Sau care rare ori avea măcar un sandwich la școală? Și cum era privit acel coleg? Oare ce mai face azi? Câte clase o fi terminat? Aici Imediat s Lasă-mă că știu eu pe unul care a rămas repetent de vreo trei ori și care n-a mai venit la școală până la urmă și acolo am văzut, are mașină de 100.000 de euro, casă, învârte tot felul de afaceri, de astea... Mai așa, mai... Ma, ok, dacă ăsta e standardul, atunci da. Poate că școala nu e necesară. Și ați observat că în general spun asta cei care, chiar dacă au trecut prin școală, N-au învățat practic nimic și dau vina pe școală, pe ceilalți și sunt mulți, din păcate. Contează enorm ca fiecare copil să aibă minimul necesar, să nu fie nevoit să ceară de la ceilalți și astfel să se creeze discrepanțe și să se pună etichete pe care mai apoi copiii sau mai grav părinții continuă să le amplifice. Pentru unii părinți, alegerile nu sunt o opțiune, ca să zic așa. Copiii se îmbracă cu ce au de la frații lor mai mari, cu ce au primit și a e. Pentru cei mai norocoși însă, de la haine la încălțăminte și până la ghiozdanele pe care copiii le vor căra după ei, există opțiuni mai sănătoase și există unele de-a dreptul nocive. Și acum să ridice mâna Cine n-a făcut măcar o dată comandă pe Shane, pe Temu, pe alte platforme din astea de fast fashion? Nimeni hmm? nu? Nu. No. Așteptați o comandă chiar săptămâna asta, e? Na. Păi ar fi bine să știți că multe dintre hainele pe care le cumpărați de acolo sunt pline de ftalații, Substanțe chimice asociate cu boli respiratorii precum astmul, afecțiuni hormonale, cancer de tiroidă sau de sân și alte, multe alte nenorociri. Și da, mizeriile astea au fost găsite inclusiv în încălțămintea pentru copii. La asta mai adăugați și formaldehida, de asemenea găsită de testele de laborator, făcute de Greenpeace, în haine de pe Shane, Altă ă, substanță toxică asociată cu tot felul de afecțiuni, de la probleme respiratorii până la toxicitate sistemică. Uite, ă, știți hainele alea promovate ca fiind impermeabile sau rezistente la murdărie? Le știți că apar în fit. Eu, uite, bă, să-mi iau și eu. Eu, uite, <laughs> bă, asta nu se udă, nu se murdărește, nu se vreau și eu. Normal că vrei nebunule au prins tot mai multă popularitate. Ei bine, multe dintre ele, în special cele provenite din China, dă, sunt pline de așa numitele substanțe eterne, care persistă în mediu și în corpul uman, de-aia se numesc eterne, dă, în timp, pe măsură ce se acumulează, aceste substanțe pot cauza probleme de sănătate precum tulburări hepatice, boli tiroidiene, obezitate, probleme de fertilitate și chiar cancer. De ce vă spun toate astea? Păi ca să înțelegeți că rochița aia minunată la doar 29,99 de lei, care aia, bă, aproape zici că e bumbac, dar nu e, e ieftină pentru că are un cost ascuns. Pentru că dai acum cu 70 de lei mai puțin, dar plătești mai târziu cu medicamente, iar copilul poate plăti chiar și cu ani buni din viață. Despre costul ascuns pentru cei ce produc aceste haine, am avut o discuție la podcastul Vocea Nației. Îl găsiți pe celălalt canal nostru, Starea Nației. care e soluția? E foarte complicat și aici. Platformele astea au dus accesibilitatea la un alt nivel. Cele mai multe produse sunt niște gunoaie în devenire. Dar faptul că sunt atât de ieftine și sosesc atât de repede, le permite multora să aibă acces mai ușor la o haină nouă fără să facă rate la început de an școlar. Așa că dacă puteți, evitați aceste surse. Să nu vă lăsați păcăliți. Produsele de pe aceste platforme au invadat și au leturile fizice, magazinele online locale. Ba chiar le găsiți din abundență și în second hand-uri, în sehașuri, cum se zice. O soluție ar fi să căutați producători locali care totuși sunt nevoiți să respecte reglementările Uniunii Europene în materie de substanțe folosite în obținerea produselor. Și pentru numele lui Dumnezeu, la fel ca la alimente, citiți etichetele. Nu cumpărați pentru copii mai ales haine care conțin substanțe pe care nu le cunoașteți. Îmbrăcămintea trebuie să fie în primul rând funcțională, nu frumoasă. Să asigure așadar confort, să nu transpire copilul în ea, să nu-i provoace mâncărimi, să nu-l streseze. Și încă ceva aici. Spălați întotdeauna hainele după ce le cumpărați, înainte de prima purtare, ca să reduceți măcar parte din chimicalele pe care, na, de care ați putea scăpa prin spălare. Multă lume omite să facă treaba asta. Aia, bă, bă, nu ți-am gumărat ieri tricoul ăla, ia-l pe tine. Apoi cu încălțămintea e aceeași discuție. Din păcate, încălțămintea ieftină e de cele mai multe ori și inferior calitativă și dăunează grav sănătății piciorului. Conform Asociației Americane de Pediatrie, există câteva aspecte de care trebuie să ținem cont când cumpărăm pantofi pentru copii. Încălțămintea ar trebui să fie ușoară și flexibilă, permițând o mișcare naturală a piciorului și oferind suficient spațiu pentru creșterea acestuia. Și pe lungime, dar și pe lățime. Pantofii trebuie cumpărați întotdeauna după probare. Talpa trebuie să fie moale, dar să ofere totodată un suport adecvat pentru arc și călcăi pentru a asigura o distribuire uniformă a greutății. Nu cumpărați un număr mai mic, că, domne, poștea aveau și voiau copilul modelul ăsta în ideea că, e, oricum să mai lasă și. Nu! Încălțămintea ar trebui să se potrivească bine din prima. Iar dacă cel mic e între măsuri, e de preferat măsura mai mare. Evitați tălpile rigide și greoaie. Văd, în special la fete, încălțări care e clar că le deformează mersul, și de aici o mulțime de probleme posturale cu coloana. Și mai bine ar fi să încercați să le oferiți copiilor cât mai multe ocazii de a merge desculți pe iarbă. Iar pentru asta trebuie să vă strângeți cu vecinii și să le cereți administrațiilor locale să construiască parcuri, nu parcări să facă grădini publice, nu fast fooduri. Avem nevoie și în interiorul orașelor de spații în care să putem merge desculți pe iarbă. Să întindem o pătură și să citim. Mă rog, în perioada asta trebuie strânsă și nenorocită asta de ambrozie, ceea ce în foarte multe orașe nu se întâmplă, deși există lege. E esențial să facem schimb de microbi buni cu natura. Altfel vom fi în permanență bolnavi. Așa că, sfatul meu e să-i duceți pe copii la un control postural, la o analiză a felului în care calcă. Problemele din copilărie se rezolvă foarte ușor cu câteva ședințe de terapie, de exerciții. Lăsate așa, însă, problemele devin foarte mari și greu de rezolvat mai târziu. După ce Dezvoltarea este încheiată. Asociația Americană de Podiatrie vine cu un set de trei reguli simple pe care să le aplici când mergi la cumpărături de pantofi pentru copii. 1. Ține pantoful cu o mână, iar cu cealaltă apasă pe lateralele călcăiului. Se apasă înspre interior? N-ar trebui. Alege o pereche ce susține călcăiul corect. 2. Îndoaie pantoful aducând vârful către călcâi. E foarte rigid sau se îndoaie foarte mult? Alege o pereche cu flexibilitate medie, care se îndoaie odată cu uh, forma degetelor. 3. Cu o mână pe călcâi și alta pe vârf, răsucește pantoful ca și cum ai stoarce o rufă. Centrul tălpii se îndoaie? Dacă nu, e o alegere bună. Desigur, succes în a nu fi dați afară din magazin când încercați să faceți toate astea. Pentru că, nu știu, cred că în șapte cazuri din zece riscați ca pantoful să se rupă. Aspectele legate de flexibilitate sunt aplicabile doar pentru copii școlari. Pentru copiii mai mici se recomandă încălțăminte cu talpă cât mai flexibilă. Când vine vorba despre alegerea ghiozdanului, e important ca Baretele ce se așează pe umeri să fie cât mai căptușite. Ideal și spatele ghiozdanului să fie la fel. Evitați acele ghiozdane cu barete subțiri sau uh, săculeții aia care se strâng la gură și au pe post de barete niște sfori. Dacă sunt prea grele ghiozdanele, cum de altfel sunt toate ghiozdanele copiilor din ziua de azi, acele sfori sapă practic în numerii copiilor și pot da mari probleme pe termen lung optați pentru un ghiozdan care n-are o greutate prea mare atunci când e gol. Că plin o să fie jale. Iar dacă bugetul vă permite, alegeți mai degrabă un ghiozdan de calitate, dar fără modele atrăgătoare pentru copii. Așa e foarte probabil să nu-l înlocuiți la fel de frecvent. Trollerele astea de școală, am tot văzut, reprezintă o opțiune doar pentru acei copii care n-au de urcat scări, sau nu merg către școală pe o suprafață denivelată. Altfel, dacă au de mers pe teren accidentat sau învață la etajele superioare, le va fi mult mai dificil uh, să care un troller, pentru că sunt considerabil mai grele decât ghiozdanele clasice. În privința surselor, nu vă mai repet, informațiile privind substanțele toxice din produsele de pe platformele chinezești care au invadat internetul sunt relevante pentru orice obiect textil, deci inclusiv pentru ghiozdane. E, pe lângă toată această pregătire materială pe care se pune accent, cel puțin la fel de importantă, dacă nu chiar mult mai importantă, este pregătirea psihică a copilului pentru ceea ce urmează. Și acum vorbesc în special despre cei care au început astăzi clasa zero. Cât de des or fi auzit săraci în vara asta, gata, s-a terminat cu joaca, o ei de coadă, tată, lasă că ajungi tu la școală și vezi pe naiba. Și după aia ne mirăm că, bă, dar de ce le e copiilor silă de școală, bă? sau chiar teamă în multe cazuri? Pregătirea asta psihologică pentru începerea școlii ar trebui făcută cu câteva luni înainte de septembrie. Deci, dacă n-ați făcut, dar într-un mod care să-i încânte pe copii, să-i să facă să-și dorească să înceapă o nouă etapă din viața lor. La fel, cum ziceam și mai devreme, trebuie menținută curiozitatea, indiferent de vârstă. Tot copil e și la 5-6, și la 10-11, și la 14-15, și la 17 ani. Deci, copilăria nu s-a terminat. Și nu se termină niciodată. Atenție. Are legătură inclusiv cu longevitatea. Cum zice, de când îl știu și bunul meu prieten Lucii, care merge pe 60 de ani, când îl întreb ce face. Ce faci, mă, Lucică? Copilăresc. De altfel. Așa pui și bazele motivației intrinseci, vorbind copilului despre câte poate afla mergând la școală și despre oportunitatea de a-și face prieteni buni pe care se va putea baza toată viața. Sigur, noi, adulții, știm că sistemul românesc de învățământ e precum un tâmplar beat cu un ciocan în mână, vede numai cuie peste tot, mai dă și pe lângă, dar așa, șchiop și defect cum e, tot e mult mai bun decât nicio educație. Din pregătirea pentru începerea școlii n-ar trebui să lipsească acea discuție despre cum e posibil să aibă colegi care sunt diferiți, colegi care poate nu se comportă ca toți ceilalți, dar care au poate cea mai mare nevoie de un prieten, de cineva care să-i înțeleagă și să-i ajute. Tot în aceeași notă trebuie să le vorbim copiilor și despre cei care au mai puțin. Cu ajutorul cărților, cu ajutorul exemplelor concrete din viața de zi cu zi, îi putem ajuta să înțeleagă de mici că nu toți copiii s-au născut la fel de norocoși. Dar că asta nu îi face să fie cu nimic mai prejos. Astfel, copiii vor începe să răspândească generozitate, nu ură, cum din păcate se întâmplă. Empatia, a te imagina în locul celui care nu are câte ai tu, în locul celui care vede lumea altfel, e o abilitate cu care nu ne naștem. Atenție! Ea ne este insuflată sau nu de către părinți. Contează foarte mult mediul în care trăim. De unde și vorba aia? Bă, șapte ani de acasă mă rog, care șapte, că acum copiii pleacă de lângă părinți direct din scutece. Da, mă rog, asta e altă discuție, poate o să o facem odată. A, și pentru că tot a venit vorba despre empatie, fac o paranteză, în județul Ilfov se introduce, înțeleg că doar ca opțional, dar tot e ceva, se introduce ora de empatie față de animale. Bă, bravo, bravo. Chiar era mare nevoie de așa ceva, la ce atrocități au loc la noi în țară. Învățați-vă copiii să se pună în primul rând în competiție cu ei înșiși, nu cu ceilalți. Mâine să vrea să fie mai bun decât el, cel de ieri. Nu-i mai întrebați ce notă au luat Fănel și Ionel și Maria. Când alții au luat note bune, iar ei o notă proastă, copiii vor înțelege din această comparație că în ochii tăi de părinte, ei sunt sub alți colegi. Iar când copilul tău a luat o notă bună, dar la fel a luat și restul clasei, copilul va înțelege că nota lui nu are valoare, pentru că a fost prea ușor obținută. De-aia când Ionel, Fonel și Maria și restul clasei au luat note mici, dar copilul tău a luat notă mare, atunci copilul va înțelege că nota lui are mare valoare. Cel va învăța asta? Să caute totdeauna salvări personale și va învăța că nu-i de ajuns să trăiască și capra lui. E nevoie să moară capra vecinului. Vedeți, prin felul în care părinții și bunicii se raportează la note, copiii își vor modela viziunea despre lume și vor lua toate deciziile în viața lor în funcție de această viziune care de multe ori este dezastruoasă. Iată, din ce vedem în jur, perspectiva părinților și a bunicilor și chiar a profesorilor despre lume, despre valori, e greșită cu totul. Arătați-le copiilor că e în regulă să ai o zi foarte proastă, în care nu-ți merge nimic, în care n-ai chef de nimic. Pentru că voi, părinții, aveți zeci de astfel de zile în fiecare an. arătați copilului că e perfect în regulă să vină cu o notă foarte mică acasă. Și aveți grijă cu recompensele. Uite, există multe declarații în care părinții lui David Popovici vorbesc despre faptul că prăjitura de după concurs venea indiferent de rezultat. Indiferent ce s-ar fi întâmplat în bazin. Copilul lor avea parte de o experiență frumoasă împreună cu părinții care îi cumpărau prăjitura lui preferată. Tatăl lui David spune că prima regulă a fost să nu pună presiune. Niciodată, după un antrenament sau după o competiție, părinții nu l-au întrebat pe David pe ce loc a ieșit, ce au făcut ceilalți și așa mai departe. Explicațiile copiilor că școala E singura cale de a reuși onorabil în viață. Sigur, există și alte căi, multe alte căi, cum ziceam și la început. Dar nu unele care să te lase să-ți păstrezi coloana vertebrală sau să dormi noaptea fără să te sperii când, când auzi o sirenă de poliție. Discutăm despre toate aceste căi și despre cei care le-au bătătorit pe celălalt canal al nostru la starea nației. Ce vreți să ajungă copiii voștri prim-ministri, președinți, președinți de partide? Revin. Tot în pregătirea pentru școală, tot din această pregătire, face parte și rutina de zi cu zi. E cea mai importantă. Disciplina este foarte, foarte importantă. Odată ce copilul a început școala. Cât a fost vară, sunt sigur că mulți dintre copii au avut program prelungit, ca să zic așa, sau au mers la culcare mult mai târziu decât în mod normal, decât o fac în timpul școlii. Somnul e atât de important și pentru noi, da? Și e cu atât mai important pentru cei mici. O rutină bine stabilită este esențială pentru a putea avea pretenția de performanțe școlare. Nu uitați că tot ceea ce se petrece în timpul zilei este procesat, filtrat, stocat pe perioada nopții de creier. Învățarea fără un somn odihnitor nu există. Ce trebuie să explicați copilului e că efortul lui pentru a reține ce se predă la școală, va fi minim dacă e bine odihnit și bine hrănit. Și dacă n-are stresul pe el cât casa. Atenția lui, la ore, va fi la cote ridicate și nu se va simți obosit. Ba va avea chef de învățat, de pus întrebări, de aflat mai multe lucruri. Uu, uh, nu vrem asta, zic unii profesori. Să fim întrebați. Să fim noi întrerupți de impertinențe ăștia. Același lucru e valabil și cu mișcarea. Nu-i mai scutiți pe copiii de la orele de sport, fără motive întemeiate. Oricum fac foarte puțin sport. Stau tot ziua cu ochii în ecrane. Măcar cele câteva ore de sport pe săptămână, Lăsați-i să le facă. Spuneți-le cât de bine, explicațiile, cât de bine e pentru ei să facă acele ore. Și mișcarea, și sportul sunt în strânsă legătură cu performanțele școlare îmbunătățite. O arată foarte multe studii. Avem un episod dedicat acestui subiect, îl găsiți în descriere. Apoi, nu-i de ajuns că trebuie să faceți ture, ture pe la cabinete pentru avize epidemiologice și adeverințe zilele astea? Mai faceți turești pentru scutiri? A, legat de aceste avize și adeverințe, aud că sunt pe bani în foarte multe locuri. Îmi spunea cineva că e 25 de lei un aviz, 25 de lei o adeverință. Și ci că treaba asta ar fi perfect legală. La voi cum e? Costă să primiți astea? Că în definitiv e vorba de o foaie. Ionela pentru colectivitate. Semnătură, ștampilă, gata cum să coste 25 de lei? Păi, familiile cu câte 3-4 copii la școală, familii care abia au după ce să bea apă, trebuie să se împrumute nu doar pentru rechizite, trebuie să mai țină cont și de hârțogăraia asta proastă. Și apoi, dacă tot semestru copilul obține cu o săptămână acasă, una la școală, cum fac ăștia mici mucoși, trebuie să dai câte 25 de lei la două săptămâni pentru o foaie nouă, nu? Bă, ne-am tâmpit cu toții. Scrieți, vă rog, în comentarii, povestiți-ne cum e la voi. Sunt curios să aflu dacă e o practică generală asta. Revin. Tot în această perioadă e mare agitație pe grupurile de părinți, care mai de care caută idei, nu doar pentru cadourile profesorilor, ci și pentru pachețelul copiilor. Și e foarte, foarte bine că există această preocupare e mult mai bine decât să le trântești 20 de lei în palmă și să-i trimiți la școală să-și ia ei ceva. Niște porcări. Ce poftez de la chioșcurile alea amplasate strategic. Chioșcuri care ar trebui închise, atenție. De câte ori ați fost ca părinte să inspectați chioșcurile din școală? Degeaba încerci să hrănești copilul sănătos dacă opțiunile lui la școală sunt doar despre ultraprocesate nesănătoase. Observ totodată că părinții au început, așa, treptat să renunțe la a le mai da copiilor sandvișuri cu mezeluri la școală. Și nu pot decât să mă bucur. Vom continua să citim etichete împreună, aici, la starea sănătății, astfel încât să puteți lua decizii în cunoștință de cauză. Am văzut cutii pentru pachete care. Arată foarte bine. Aranjate cu pâine integrală, bucățele de fructe, legume proaspete, ceva nuci, semințe. Nu semințe să spargă acolo și să scui pe cojile pe jos. Deci se poate. Totul e să vrei și desigur să te țină și bugetul, dar să știți că asta e o falsă discuție, pentru că mâncarea sănătoasă da, cere un pic mai multă organizare din partea părinților, dar nu neapărat un buget mai mare. Dar ce te faci când tu încerci să oferi alegeri cât mai sănătoase, iar alții pun la pachet cipsuri, sticksuri, sucuri, biscuiți, nu și numai bunătăți care îi ajută pe copii să dezvolte obezitate. Că tu pui acolo un castravete, un ardei, o roșie, copilul tău vede la altul cipsuri cu arome. Cam cât crezi că va dura până când îți va cere și al tău același meniu de gustărică? Cum rezolvi asta? Atunci când e vorba despre o situație care implică pe ceilalți, știm că nu le putem controla comportamentul sau obiceiurile. Asta doar nebunii încearcă. Am trecut și eu pe faza asta. Ce putem controla e reacția noastră la o situație dată. de -aia e atât de important să-i vorbiți copilului despre alegerile sănătoase cât mai devreme, cu putință. S-ar putea să învețe să filtreze mai bine informații și să prioritizeze sănătatea în mod natural, nu poftele. Sigur că e foarte greu, foarte greu, e să fii părinte în ziua, în ziua de azi. Pentru că presiunea marketingului e uriașă. Dai drumul la televizor, ai pus-o. Vom avea chiar săptămâna viitoare un episod despre ingerința industriilor în eforturile noastre de a ne menține sănătoși. Și desigur despre complicitatea guvernelor. Apoi sigur că o pungă de cipsuri la ceva timp n-a omorât pe nimeni. Deci nu puneți interdicții absurde. E mai probabil ca lucrurile să vă scape de sub control cu cât sunteți mai radicali. Mai degrabă explicațiile copiilor, noțiunile de stil de viață, de alegeri zilnice și excepții. Dacă alegerile pe care le facem în fiecare zi sunt sănătoase, putem face excepții când și când. Important e să dezvoltăm în copii disciplina de a nu transforma excepția în regulă, ceea ce la mulți se întâmplă. Cu toții știm ce ar trebui să mâncăm și ce n-ar trebui să mâncăm, doar că nu ne iese. Așadar, pentru un an școlar cât mai reușit, ceea ce n-are nicio legătură cu notele, absolut nicio legătură cu notele, nu mai legați lucrurile de note, de nenorocitele astea de note, totul are legătură cu felul în care se simte copilul fizic și psihic, pentru asta, deci, avem nevoie de câteva lucruri o rutină sănătoasă care să includă somn, cel puțin 8-9 ore zilnic, mese cât mai bogate în nutrienți de calitate, proveniți din surse cât mai integrale, cu reducerea la minimum a ultraprocesatelor, a zahărului adăugat, a sucurilor pe bază de zahăr, a fast food-ului, a produselor de patiserie, a grăsimilor rele. Apoi hidratarea e foarte importantă. Hidratarea cu apă Uităm noi să bem apă, da, copiii. Și, desigur, mișcare, sport, cât mai mult timp petrecut afară. Apoi, timp fără ecrane, timp de calitate împreună cu alți copii, dar și timp pentru plictiseală, pur și simplu. Confirmă asta și studiile. E foarte important să-l lăsați pe copil să nu facă nimic. Și să nu se simtă vinovat că are momente peste zi când nu. Face nimic. Se uită pe pereți. Senzațional. Îl ai timp de calitate pe care îl petrece cu el. Apoi, e nevoie, cum am vorbit, de haine comode, de încălțări, la fel, care să asigure o postură sănătoasă. Și mai e nevoie de comunicare permanentă, de dialog, de încurajare, de alimentarea curiozității, de, de încurajarea spiritului critic și pentru luarea deciziilor, pentru rezolvarea problemelor, pentru a-i putea transforma pe copii cât mai repede în creatori de soluții. Simplu, nu? nu! Despre toate astea vom mai vorbi aici la Starea Sănătății. Dacă aveți subiecte pe care vreți să le dezvoltăm aici, nu ezitați să ne scrieți în comentarii la sănătății.ro. Bafta la școală! Da? Dacă doriți să susțineți acest proiect, o puteți face uh, gratuit, să zic așa, dând un like, un share, uh, comentând, pentru ca algoritmul să împingă acest conținut uh, și pentru alții. Ne mai puteți sprijini intrând în comunitatea noastră de abonați plătitori, făcând o donație sau o comandă pe site-ul nostru la www.staranatiei.ro/magazin. Totodată, m-a rugat Cristina să vă spun că am dat drumul și site-ului starea Încă se mai lucrează, mai punem lucrurile la punct, dar funcționează. Puteți găsi atât conținutul de pe canal, sub formă scrisă și bine structurată, cât și informații noi care nu au fost incluse în episoade până acum. Deci ne puteți urmări și acolo. Le mulțumesc și partenerilor noștri de la Brita pentru că susțin acest proiect. Nu uitați de hidratarea copiilor, cum spuneam, le puteți pune în ghiozdan și o sticlă filtrantă Brita Vital, care poate fi umplută cu apă potabilă de la robinet. Asta e important, nu care și apa după ei, și filtrează până la 150 de litri de apă cu un singur filtru microdisc. Sticla are o capacitate de 600 de mililitri și doar 22 de centimetri în înălțime, așa că ar trebui să încapă ușor în ghiozdan pe lângă toate cărțile și caietele. Ok, să vă fie bine, pentru că apoi să le puteți face bine și celor din jur și să aveți un an școlar frumos, în care să vă simțiți bine. Nu să terminați cu 10. Și mai fac o dată acest apel către părinții cu dare de mână. Dacă puteți, pregătiți pentru școală, cu toate cele, încă un copil. Un copil ai cărui părinți nu-și permit. E atât de important.